Doamnelor și domnilor, bun găsit! Avântul Reghin se va deplasa sâmbătă 26 octombrie în Covazna pentru întâlnirea cu nou promovata FC Păpăuți. Băieții lui Andrei Enedi vin după o victorie în etapa precedentă 3-2 cu Urban Titu și vor să-și adjudece și de data aceasta cele 3 puncte. Înaintea partidei, albalbaștrii ocupă poziția 7 în clasament, în timp ce Lanterna Roșie se situează pe locul 10. Jocul este programat de la ora 15. Albalbaștrii joacă din nou în deplasare. Nou promovata FC Păpăuți va fi adversara reghinenilor în acest weekend. Avântul vine după un rezultat pozitiv obținut etapa precedentă pe teren propriu în fața formației Urban Titu. Trupa lui Andrei Enedi este hotărâtă să se impună și în Covasna și să se întoarcă acasă cu cele 3 puncte. Formația din Păpăuți nu a avut un parcurs bun de la promovarea în Liga a 3-a. Covăsnenii au 2 victorii, 2 remize și 5 înfrângeri, ocupând locul 10 în serie cu 8 puncte în prezent. Înaintea jocului, Avântul Reghin se află pe poziția a 7-a în serie, cu 10 puncte adunate. Confruntarea cu FC Păpăuți este programată pentru sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 15 și va conta pentru etapa a 10-a a Ligii a 3-a.